Bună ziua și bine v-am găsit! Iată, astăzi vreau să vă fac un filmuleț în care să vă arăt cam care este consumul de hrană, bineînțeles, și astfel o să ne dăm seama cam în cât timp să intervenim. Să spunem cam în încă 2 săptămâni nu e nicio problemă. Au hrană suficient. Înainte de a trece mai departe, vreau să vă spun că la începutul filmului tot timpul aveți o reclamă video pe care vă rog să o vizionați până la capăt ca să fiu și eu plătit atât cât este. Trecem peste asta. Deci, iată, vorbim despre turtele cu usturoi care sunt mai bine consumate. Temerea cristalizată încă nu s-a apucat, înseamnă că în scurt timp o să trebuiască să mai facem niște turte proteice undeva la 2 săptămâni, mai repede nu. Eu zic cu soare, ce pot să spun mai mult, pentru următoarele săptămâni nu prea am ce să mai fac, doar să aștept să treacă timpul, să încălzească vremea. Iată, mai multe turte sunt puțin atinse, deci în prealabil probabil nici nu era nevoie să punem mierea cristalizată, în afară de această familie pe care o vedeți acum. Deci ar fi convenabil să ne lăsăm în pace și astfel vom aștepta să se încălzească. Încă nu avem ce să le facem. Iată ce frumos este și această colonie. Deci mergem înainte și așteptăm primăvara. Până data viitoare, vă urez numai bine, să fiți sănătoși și numai bine. Până data viitoare. La revedere!